Nu, păi tot nevastă mea e de vină. Nu mă, dar dacă ea o cheamă pe-a mea, mă, ce dracu nu înțelegi? Bă, ești turc? Eu sunt turc, tu ești turc. Hai mai dă-mă o bere, că m-ai enervat. Adă, mă, două beri, că mă enervează prostul ăsta. Prost ești tu. Și ia deci câte 50 de rom, că berea asta o bem degeaba. Păi dacă tot vrei să bem rom, ia și tu o sticlă. Ce ne încurcăm așa cu 50-le? Hai, adă și o sticlă, mă. Ia stați, bă, așa. A, iar ai venit, mă. Bă, cum adică m-a scăpat voi pe mine de bătaie, că mă bătaie cu o țăială, că alea? Și cum am, că ce portofel am furat eu? Că n-am furat niciun portofel, mă. Bă, du-te, mă, băiatule, unde ai umblat până acum, mă. Nu mai, mă, bă, tu o cauți cu lumânarea, vezi că o găsești până la urmă. Gata, mă, o! Bă, Pantele, nu mă mai vorbiți voi pe la spate, mă, că nu știu ce fac eu și la la la, că da-i zice lumea după aia că nu știu ce fac eu și nu știu ce fac eu și eu nu știu ce fac eu, mă, că nu știu. Dacă n-am făcut nimic, n-am făcut nimic! Bă, bă, du-te, mă, dracu, de aici, mă, cu ce-ai făcut și cu ce n-ai făcut tu. Bă, du-te, mă, de unde ai venit, mă, că oricum nu se înțelege ce zici și nici ce vrei să faci. Băi, prostule, nu i-ai furat, mă, portofelul lui Coțeală, că n-ai fost în stare, te-a prins ăla și te-a luat la palme, prostule. Cu cine vorbești tu așa, mă? Mamă, Gianni, te bat. Bă, eu te bat pe tine. Da bate, mă, mă, și pe mine, mă, că stai sport. Da bate-ne, mă, pe amândoi. Exact. Mamă, yeah. Fugiți, fugiți, că ai și Hulk, deci fugiți, că vă ard. Mamă, Pantele, hai! Eu dai tu să mamă, ce vorbești? Ia taci, mă, că s-a rezolvat. Ia uite cine apare, mă, Shrek. Oh, Nicule, ce fac, mă, că de dimineață te caut? Ia uite ce, merge, merge, da? Săgeată să duce cu... Ce faci, Gianni? Ce spune, ce faci? Hey, de ce mi-ai stricat, mă, mașina? Este, mă, că tu m-ai bătut, mă, tu ai început primul. Cum am început eu, mă, primul? Că tu ai început, ai aruncat cu halba aia de bere în mine, mi-ai pătat și cămașa aia, pe de-am dat eu 1.000.000 pe ea și pantalonii. Ia, stai, mă, Nicule, că berea nu pătează, mă, și oricum iese la clor, ia, uite, mă. Nu iese, mă! Cum să iese, mă? N-auzi, mă, că nu iese, că am ținut ton clor și nu iese nici de pe cămașă și nici de pe pantaloni, care pantalon e maro. Cât ai ținut la clor? O oră! Ce, nu-i bine sau nu ce? Nu e, mă, o oră, e puțin. Bine, nu cred că era clor, dă-ne la bombă, de unde ai luat clor? De la oaie. Pa, ia uite-mă. Ce? De la oaie, de la oaie, dar de care ai luat? Clor, că are două feluri de clor din ăsta, știi? Clor de la scump și clor de la ieftin, ia. Te-ai zgârcit la clor, este? Ai luat clor de la ieftin. Du-te, mă, și ia clor de la scump și gata, că asta ieftin nu scoate petele, înțelegi? Du-te, ia uite-mă pe ăsta, vrea să scoată petele cu clor de la ieftin, bă, băiatule. Nu merge așa, mă, tu de ce crezi, mă, că pe la ieftin îl vinde mai ieftin și pe la mai scump îl vinde mai scump? Că e mai bun. Înțelegi, ăla mai scump e mai bun. Mm. Bă, ăla mai ieftin îl vinde mai ieftin că e mai prost, înțelegi? Știi ce zic? Asta e combinația. Du-te și ia. Lăsați-mă, dracu, cu discuția asta despre clor, mă, gata, am înțeles. Hai, mă, nu începești voi niște acțiuni, niște bătaie, niște alea, Nicule? Bate-l, mă, că merită, că ne-ai enervat și pe noi până acum. Stai, mă, de ce să mă bată pe mine, mă, că de ce? Că s-a zgârcit el la clor și a luat clor din ăla ieftin. Du-te, mă, și ia clor din ăla scump, scoate pată și aia a fost, mă, e rezolvată problema, înțelegi? Du-te, ia asta, repede, ai fugit, bam, bam, te-ai dus din la magazin, ai luat clor din ăla scump de la care trebuie ție. Ia seama care și el dreptate. Și mașina cu ce o repar, mă, tot cu clor? Stai, mă, Nicule, dacă mă iei așa pe și palma aia de mi-ai dat-o de-mi zdrâncănea din singura aia, ce facem cu ea, mă, unde o pune? Că n-am o să... Păi și când ai venit tu și mi-ai dat cu scaunul în cap pe la spate, cum e, mă? Uite, mă, Nicule, dar tu ai dat palma primul, mă, ce vorbim noi aici? Că dacă e, tu ai pornit-o, înțelegi? Mă, bun, e... deci eu am dat primul palma, da? Da. Am dat-o palma, bun. Și după aia tu ce ai făcut? Ai venit, mi-ai aruncat cu berea pe mine, mi-ai murdărit cămașa, pantalonii, mi-ai rupt oglinzile, mi-ai spart luneta și ai venit după aia, mi-ai dat și cu scaunul în cap pe la spate, mă. Ma. Da, mă, așa e, mă, e unu-unu, ce se face, știi vorba aia, ce mie nu-ți place, bă, cum era, mă, vorba aia. Nu-ți face că du-te acasă, chei, bă, taie, de ce, mă, stai, mă, nu. Băi, ia, stai, stai puțin, tu zici 1-1, da? Mie mi se pare că e 3-0, mă. Și am jucat tur-retur, am jucat la tine acasă, da? Și acum jucăm și la mine acasă, mă, după regulile mele, să vedem cum e. Mă, mă, Nicule, stai, mă, stai, mă, stai, mă. 3-1, Nicule. Mă, 3-2, hai cu egalarea, Nicule. Mă, da, mă, 5-3, cu aluci. Stai, mă, Nicule, bă, tu ai murit la cap, ce ai, că mi-ai dat într-o... Stai, mă, un pic, băi, Bobiță, cât e scorul, mă? Minutul și scorul, Ilie Dobre, 11-3, ai dat cu terenul în cap, Nicule, bravo. Mă, stai așa, că acum urmează și de la 11 metri. Stai, mă, stai așa, că asta a fost pentru că mi-ai dat cu scaunul în cap și mi-ai aruncat cu berea. Acum urmează pentru că mi-ai stricat mașina, da? Stai așa, nu începe. Ia, că îmi zice în cască, s-a uitat pe VAR și trebuie să o iei de la 3-0, că a fost sens în careu. Mamă, nu mă, stai, mă, stai, mă, puțin, mă, stai că mă întorc imediat, Nicule. Stai, băi, băi, Gianni, unde te duci, mă? Mă duc să-ți iau culo din ăla scurt, mă, stai că rezolvă, Gianni, mă, stai aici că te rezolv. Stai, băi, bă, Nicule, stai, mă. Gianni!
Păi și noi ce facem? Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.